După tragerea la sorți pentru etapa a doua a Cupei României la nivel județean, Dunărea Giurgiu va înfrunta din nou Unirea Izvoarele pe teren propriu. Cele două echipe s-au întâlnit de curând și în campionat, giurgiuvenii obținând victoria cu 3-1. Noi am tras biletul, să zic așa, care ne-a dus în fața celor de la Unirea Izvoarelor pentru deja a doua oară, acum în faza a doua a Cupei României. Va fi un meci de angajament, cum a fost cel din campionat. Acum singurul impediment, zic eu, că va fi vremea care se anunță destul de urâtă la ora meciului și probabil terenul va fi destul de greu. Evoluțiile noastre au fost constant bune. Băieții se pregătesc la fel pentru fiecare meci. Chiar dacă acesta este un meci de cupă, pentru noi la acest nivel va fi un meci de care îl vom aborda la fel ca și pe un meci de campionat și n-ar avea de ce să-l tratăm altfel. Programul celorlalte meciuri din această etapă a Cupei României este următorul: Zmeii Ogrezeni, Arsenal Malu, Viitorul Puieni, Petrolul Roata, Progresul Valea Dragului, Real Colibaș, Avântul Florești, Argeșul 2009 Mihăilești. Jocurile se vor desfășura pe 28 octombrie de la ora 15:30 într-o singură manșă pe terenul primei echipe înscrise în program.